Bună seara și bine ne-am reîntâlnit la prima ediție din 2023 a Pauzei de Sport. Chiar dacă este începutul anului și majoritatea sportivilor încă se bucură de vacanță, există destui colegi de breaslă care nu numai că au reluat pregătirile, dar nici măcar nu au întrerupt programul competițional. În această categorie intră practicanții de basket din România, băieți și fete, care au disputat meciuri până în ajunul anului nou, iar acum au de disputat confruntări în Liga Națională. Dar să le luăm pe rând. Așa cum v-am spus și mai devreme, basketbaliștii de la CSM Constanța au avut probabil cea mai scurtă pauză dintre sportivii de la malul mării. Elevii pregătiți de Alexandru Olteanu au jucat în ultima săptămână a anului trecut în turneul de calificare în sferturile de finală ale Cupei României, ce a avut loc chiar la Constanța. Și, din fericire, au făcut-o cu succes, reușind să se califice în premieră în această fază a competiției cu victorii pe linie. Dacă la ediția trecută a Pauzei de Sport am apucat să vă spun despre victoria obținută în fața Lagunei București, în ajunul anului nou, gladiatorii din Tomis au obținut un nou succes, de data aceasta chiar răsunător, dacă ne uităm la numele adversarului. În fața unui număr neașteptat de mare de suporteri care și-au întrerupt pregătirile de revelion pentru a veni la Sala Sporturilor, elevii lui Alexandru Olteanu au câștigat partida decisivă cu 78-77 în fața celor de la SCMU Craiova. Dar să vedem cum au trăit partida principalii actori și continuăm după. Poate părea o surpriză, dar având indisponibil pe Watson un jucător cheie pentru ei, fundașul practic principal, am reușit să anihilăm celelalte armele lor, pe alocuri evident. Ne-au surprins cu niște aruncări de 3 puncte la un moment dat. Sunt fericit că am reușit să ne calificăm în Final Eight. Băieții și-au dorit foarte mult lucrul acesta și pentru oraș este foarte important că suntem acolo. Un meci de gală, să spun așa. Lumea a umplut sala, au dat o energie extraordinară, s-au bucurat de un spectacol frumos, s-a oferit de ambele echipe, zic eu, și Craiova a făcut un meci bun. Mă bucur și că am câștigat în primul rând. Mi-am dorit mult lucrul acesta și, ca de obicei, deși este 30 decembrie, lumea ne-a surprins și în mod plăcut și a venit număr foarte mare la sală. Deja pregătim meciul Focșani, începusem să-l pregătim dinainte. Avem două zile de pauză, cred că băieții merită cele două zile de pauză, iar după aceea ne întâlnim să pregătim foarte bine meciul cu Focșani. Pentru noi nu există nicio posibilitate de a mai face pași greșiți. De asemenea, sunt foarte fericit pentru că Gribini Cază a făcut un meci mult mai bun și în apărare, dar și în atac. A găsit în sfârșit coșul pe care îl căuta. De asemenea, Vitalie a fost foarte consistent. De altfel, cred că toți cei care au intrat pe teren și-au adus aportul și au adus în plus valoare de pe bancă. I don't look a surprise. Maybe they were also tired. They played 27 in Cluj, then they fly to Bucharest, drive here. Play yesterday, play today, they miss Watson, but yeah, still we were fight. We know we can still do much better. We have still a lot of reserves. Exact ce mi-am propus și ne-am propus, să încheiem anul cu victorie așa cum l-am început și mă bucur foarte mult că pe 30 decembrie am avut o sală plină la un an de când acest club s-a înființat și la o calificare în premieră și istorică în Final Eight-ul Cupei României. N-avem pauză. Băieții trebuie să intre într-o recuperare, a fost foarte intens, de asemenea și fetele, însă, nu știu, a fost o atmosferă așa magică, a fost ceva electrizant. Băieții ăștia au fost purtați de publicul constanțean. Vreau să felicit și echipa din București, pe Laguna, dar și pe Craiova. Craiova o echipă foarte bună, o echipă de cupe europene, care astăzi a oferit un spectacol alături de noi și a fost o pledoarie pentru frumusețea basketului. Așa cum a spus și antrenorul Alexandru Olteanu, dar și directorul general al CSM Constanța, Andrei Talpeș, pauza pentru băieți este aproape inexistentă. Așa că profit de această ocazie pentru a anunța că imediat după terminarea emisiunii, dacă vă permite programul, puteți da o fugă până la Sala Sporturilor Simona Amânar, acolo unde va debuta de la ora 19 primul meci oficial al anului pentru echipa de basket masculin a CSM Constanța. Formația de pe litoral întâlnește penultima clasată CS Municipal 2007 Focșani în cadrul etapei cu numărul 12 a Ligii Naționale. Gladiatorii din Tomis pornesc cu prima șansă la victorie, nu numai dacă privim clasamentul, dar și datorită evoluției din turul campionatului, când au câștigat în deplasare cu 11 puncte avans. Acum, datele problemei sunt diferite, pentru că CSM Constanța trebuie să adune puncte pentru a rămâne în cursa pentru îndeplinirea obiectivului din acest sezon. Înaintea partidei cu formația din Focșani, trupa pregătită de Alexandru Olteanu este doar pe locul 7 al clasamentului cu 14 puncte, însă are două meciuri mai puțin disputate față de toate celelalte echipe din campionat. Astfel că dacă ar obține maximum de puncte din acestea, ar putea urca până pe locul 4. Acestea sunt însă doar calcule pur teoretice, așa că mai bine așteptăm rezultatele din teren. De la basketul masculin trecem ușor la cel feminin. Așa cum v-am anunțat încă de la ultima ediție a anului trecut, fetele pregătite de Tatiana Galova au parte de un sezon fantastic până acum, reușind să termine 2022 pe podium. Acest lucru a fost posibil grație victoriei din ultimul meci din sala sporturilor Simona Amânar, derbiul de clasament cu Rapid București, câștigat cu scorul de 71-66. La fel ca și la băieți, atmosfera făcută de suporterii veniți la sala sporturilor a fost una electrizantă și practic a oferit plusul de care era nevoie pentru obținerea victoriei. Acel meci este de acum istorie, astfel că acum constanțencele se pregătesc și ele de prima partidă oficială din noul an. CSM va evolua în etapa a 12-a a Ligii Naționale pe terenul celor de la Târgu Secuiesc, într-o partidă care nu se anunță deloc una ușoară. Înaintea acestei dispute, cele două formații erau despărțite de doar un punct în clasament, covăsnencele ocupând doar locul 6. Meciul este programat să aibă loc duminică seară, cu începere de la ora 17 în sala sporturilor din Târgu Secuiesc. Tot duminică, însă de la ora 13 și în sala sporturilor Simona Amânar din Constanța, este programat și primul meci al formației de handbal feminin CSU Neptun Constanța. Chiar dacă evoluează în eșalonul secund, constanțencele sunt calificate în turul 1 al Cupei României, unde vor întâlni pe CSM Galați. În turul preliminar al Cupei, CSU Neptun a învins în deplasare pe CS Știința Bacău cu scorul de 45-22. Acum, adversarul este de un cu totul alt calibru. CSM Galați este formație din Liga Națională, dar se află pe ultimul loc în ierarhie, fără niciun punct după ce a pierdut toate cele 11 meciuri jucate până acum. În aceste condiții, orice rezultat este posibil, mai ales că o calificare în faza următoare a întrecerii ar însemna și o premieră pentru formația de la Malul Mării. Evident, din ediția de astăzi a pauzei de sport nu putea lipsi sportul rege. Miercuri, Gheorghe Hagi a sunat adunarea la Farul Constanța, iar 21 de jucători au răspuns prezent. După aproape 3 săptămâni de pauză, marinarii au reluat antrenamentele, nu înainte de a efectua obișnuita vizită medicală de la începutul anului. La acestea au luat parte și două dintre cele 3 achiziții ale constanțenilor din această iarnă: lituanianul Rolandas Baravicas și Nicolas Popescu. Nimeni altul decât fiul fostului internațional român și totodată președintele Farului, Gheorghe Popescu. Singurul absent a fost brazilianul Mateus Barbosa, care a ajuns în cursul zilei de miercuri din țara sa natală. Nu îi voi include în această categorie pe cei 5 jucători de care marinarii s-au despărțit în cursul lunii decembrie, respectiv Robert Ion, Ayrton Mbocco, Robert Moldoveanu, Gabi Torje și Jeremy Corinus. Dar să-i luăm pe rând pentru cei care încă nu s-au familiarizat cu ei. Mateus Barbosa a fost prima achiziție din această iarnă făcută de Gheorghe Hagi și fusese anunțată încă din momentul în care brazilianul și-a reziliat contractul cu FC Botoșani. El evoluează pe postul de extremă dreaptă, acolo unde Farul a suferit în prima parte a sezonului și și-a făcut junioratul la FC Porto. Cu toate acestea, în cariera de senior, el a evoluat numai pentru formații din Brazilia, precum Grêmio, Paulista, Ituano sau San Bento, iar din iulie 2021 a jucat pentru FC Botoșani. În 39 partide disputate în Liga 1, Mateus Barbosa Santos a înscris 2 goluri și a oferit 3 pase de gol. La scurt timp, marinarilor li s-a alăturat Rolandas Baravicas, un fundaș cu 32 de meciuri și 2 goluri marcate la Naționala Lituaniei. La fel ca și Barbosa, nici el nu este străin de fotbalul românesc, evoluând pentru UTA Arad și Universitatea Cluj. Însă, lituanianul nu a mai jucat de la începutul lunii septembrie, după ce și-a reziliat contractul cu ardelenii și doar s-a antrenat alături de o echipă din țara sa. Ultimul și poate cel mai neașteptat transfer este cel al lui Nicolas Popescu, fotbalist care în vara anului trecut a decis să-și rezilieze contractul pentru că juca prea puțin la Farul. Un produs al Academiei Gheorghe Hagi, el a mers la voluntari, sub comanda lui Liviu Ciubotariu, însă nici aici lucrurile nu au decurs conform așteptărilor. În tricoul ilfovenilor, Popescu a prins doar 4 partide, motiv pentru care a decis să se întoarcă sub comanda lui Hagi. Iar declarația sa de la prezentarea oficială lasă loc de foarte multe interpretări. Păi, în primul rând, m-am întors acasă, sunt fericit cu gândul de a evolua. Am avut o experiență nu atât de reușită, nu cum așteptam la voluntari, însă este în trecut și vreau să muncesc aici, să-mi câștig locul, să joc pentru această echipă. Ce s-a schimbat între situația ta de când ai plecat și cea de acum? Păi, în vară am luat o decizie pe care eu mi-am asumat-o, nu am fost împins de la spate de nimeni, din contra toată lumea a fost surprinsă când am luat decizia. Poate am greșit, poate nu mă uit înapoi, nu regret nimic și sunt bucuros că am reușit să mă întorc acasă, echipa la care m-a crescut și sper să joc aici. Ce șanse crezi că ai să joci? Pentru că e concurența mare la mijlocul terenului. Știu că este concurența mare, era și în vară, mereu a fost concurența mare la Fară, pentru că sunt jucători de foarte mare valoare, însă mie îmi place concurența, cred foarte mult în mine și sper să mi se ofere șanse să arăt ce pot, însă asta depinde de mine, văd asta. Ce crezi că n-a mers la voluntari de jucat atât de puțin? Nu vreau să vorbesc foarte mult de acel lucru. Poate o să vină și vremea când o să vorbesc, că mai multe deocamdată nu cred că sunt în măsură să... Eu consider că m-am pregătit foarte bine și de fiecare dată când mi s-a dat șansa am intrat cu tupeu, am făcut-o bine. Mai departe nu știu de ce n-am primit multe șanse. Cum vezi această parte a campionatului? Urmează 9 etape cu meciuri foarte grele, mai ales primele 3 pentru Farul. Da, cred că jucăm, cred că fiecare meci este o finală. În primul rând, obiectivul este intrarea în play-off, vrem să ne asigurăm matematic și cred că nu mai este niciun secret că vrem să ne batem la campionat și sperăm să intrăm în play-off cu puncte necesare pentru a face acest lucru. Te-ai sfătuit cu tatăl tău când ai luat decizia să te întorci? Da, m-am sfătuit cu tata, cu toată lumea, cu cei din jur. Cred că este cel mai bun lucru pentru mine. Nu mă uit în spate, sunt din nou la echipa care m-a crescut, echipa care mă cunoaște cel mai bine ca jucător și sper să dau randament aici, pe viitor. I played in a national team last time when I broke the contract with Cluj. I was training in my country with other team who is in my hometown, so I was training till December, and after I was free. I mean, I didn't make I was in holidays. But I was making some exercise, but of course I need to make trainings and to get in better condition. No, in Arad was everything okay, you know, you cannot choose, but there I had my minutes. Okay, I was not 11 squad player, but I had my minutes. In Cluj, what happened, will happen, you know. Sometimes you cannot control some things, so it is what it is. I look forward. First thing, I'm very happy to be here. This is a big opportunity for me, and when I get the offer here to come here, I was really happy. Even now I'm happy. Maybe you don't see from my face, but inside I'm like I have a lot of happiness. For me, it's good level. I didn't how to say my name in Romania is not big. I need to improve, I need to play, I need to get experience, maybe one day, but for me it's good level. What I see, okay, I stay here just one day, but I see the guys, so with good group we can achieve everything, with good coach, with everyone around this team is good people. Fiind abia începutul anului, este de așteptat ca perioada următoare să mai aducă niște schimbări în lotul Farului, mai ales că marinarii au nevoie de întăriri în linia ofensivă dacă vor să rămână în cărți pentru titlul în Superligă. Mai mult decât atât, bursa zvonurilor anunță că Hagi este aproape de a-și vinde 2 dintre jucătorii importanți din prima parte a campionatului, Denis Alibec și Alexi Pitu, chiar la contracandidatele la un loc de play-off. Ce se va întâmpla rămâne de văzut însă. Singurele certitudini până în momentul de față sunt cele legate de primul amical al anului, care va avea loc pe 14 ianuarie contra bulgarilor de la Cernomore-Varna și programul primului meci oficial. Conform calendarului Superligii, marinarii vor juca acasă contra campioanei CFR Cluj pe 23 ianuarie de la ora 20. În încheierea ediției din această săptămână a pauzei de sport, vom rămâne tot în jurul sportului rege, însă vom discuta în cele ce urmează despre fratele mai mic al fotbalului, futsalul. Începând din acest sfârșit de săptămână, la Sala Sporturilor Simona Amânar din Constanța va debuta cea de-a 5-a ediție a trofeului Liga All Boys. Turneul se adresează jucătorilor amatori de fotbal din Dobrogea cu vârsta de peste 40 de ani, oferindu-le astfel șansa de a concura într-un cadru organizat foarte aproape de cel profesionist. Potrivit organizatorilor, la ediția din acest an vor participa 20 de echipe care vor fi împărțite în primă fază în 4 grupe a câte 5. Primul meci este programat să aibă loc sâmbătă de la ora 15, așa că dacă nu aveți planuri pentru acest weekend, puteți să veniți la sală și eventual să vă încurajați favoriții. Acestea fiind spuse, punem punct aici ediții din această săptămână a pauzei de sport. Iar eu vă dau întâlnire joia viitoare, tot pe Dobrogea TV și tot de la ora 18:30. Până atunci, nu uitați să ne scrieți, să urmăriți în continuare programele Dobrogea TV, dar mai ales să faceți sport. Pe curând!